progrese pe care le-am deschis anul trecut. Astăzi la noi în vizită este domnul Dan Perciun, ministru educației și cercetării. Luna septembrie, desigur, este dedicată educației și subiectelor legate de educație. Moderatoarea clubului este Elena Cioina, instructoare la școala jurnalism, ea predă jurnalismul social. Și regulile clubului. Prima jumătate de oră puteți cita, filma, registra video-audio, după care închidem tot și trecem la o discuție informală de o oră și jumătate, unde putem să interacționăm într-un cadru mai puțin formal. Domn ministru, bine ați venit! Astăzi a fost un club, un studiu foarte interesant lansat despre tineri din Republica Moldova. Cu siguranță o să fie întrebări legate de acest studiu, dar Elena, te rog să preiei legătura. Da. Mulțumesc, Maia. Bun, într-adevăr, cluburile respective sunt destul de utile pentru că jurnaliștii au posibilitatea să afle într-un format mai neformal mai multe lucruri despre cum funcționează, cum evoluează anumite reforme în diferite domenii. Așa cum la nivel de declarații, educația este unul dintre domeniile prioritare ale statului și ale guvernului, cred că este bine că ați revenit la aceste cluburi de presă, anume cu acest domeniu. Eu o să vă dau câteva date foarte succinte despre Dan Perciun și după asta o să procedem la runda de întrebări și răspunsuri. Deci, Dan Perciun, sper că n-ați uitat, este ministru al educației și cercetării în guvernul domnului Recean din 17 iulie 2023, cel puțin așa este informația oficială pe site-ul guvernului. A fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova sau mai este? Mai sunteți cu mandat? Nu. Așa, cu două mandate succesive, membru al fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, în Parlament, în cel de-al doilea mandat, din februarie 2019 a deținut și funcția de președinte al Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie. Și pe lângă multe alte activități pe care le-am citit din CV-ul domnului Perciun, de-a lungul anilor, Dan Perciun a mai muncit la Ministerul Educației în perioada mandatului de ministru al Maie Sandu în 2014-2015 și atunci a avut funcția de șef al Departamentului e-Transformare și Informatizare. Eu aș vrea să încep cu această întrebare, domnule Perciun. Cum ați găsit acest domeniu, iată, după atâția ani, 7-8 practic. Deci, cum a evoluat transformarea digitală în domeniul educației și cercetării în această perioadă? Ce s-a digitalizat și ce urmează să mai fie digitalizat în domeniul educației? S-a schimbat un lucru la Ministerul foarte intens acești ani, dar în același timp multe lucruri au rămas la fel. Am regăsit marea parte a colegilor care erau acolo și 10 ani în urmă la prezențianță. Pe dimensiunea digitalizării, s-au făcut anumite progrese pornind la ceea ce s-a început în 2014, dar iarăși sunt suficient de multe lucruri de făcut. Noi atunci am introdus la minister, cred că am fost primul minister care a trecut la un sistem de gestiune 100% electronică a documentelor. Atunci au fost pentru prima dată formulate standardele de dotare minimă cu tot ce înseamnă calculatoare, rețea, tablă interactivă a școlilor noastre, ca să putem să avem anumite evaluare. Atunci am făcut prima dată standardele de competență digitală pentru cadrele didactice și acum, la o distanță de 8 ani de zile, urmează să le revizuim pentru prima dată în toată această perioadă. Și sistemul informațional cel mai mare care există în educație, atunci a fost elaborat conceptul și în baza lui s-au mai dezvoltat anumite lucruri. A apărut catalogul electronic, ceea ce este o noutate bună. Anul ăsta am și semnat ordinul pentru ca spați să renunți pe deplin la catalogul pe hârtie. O să avem, cred că, primele școli anul ăsta care, de principiu, nu o să mai folosească catalogul pe hârtie, o să aibă doar varianta full digital. Să vezi pilotul să faceți.
sau? Deja sunt școli care au utilizat o perioadă de timp lucrurile simultan și din acest an să aibă posibilitatea să renunțe la el de plin. La fiecare jumătate de an o să se extragă din sistem datele, o să semneze, o să arhiveze ca să se păstreze în timp, dar de principiu nu o să mai fie necesară varianta pe hârtie. Între timp s-au dotat școli, trebuie să recunoaștem că a fost un suport semnificativ, constant din partea donatorilor, partenerilor internaționali pentru digitalizarea educației. Cel mai recent am distribuit 5.000 de laptopuri pentru școli, vinerea asta vin 70 de table interactive. Din proiectul Băncii Mondiale au fost dotate 160 de laboratoare digitale, cred că mai reușim să dotăm vreo 300 din resursele puse la dispoziție de Guvernul României. Deci s-a făcut destul de mult pe partea de dotări, deși clar că este loc de mai bine, în special pe partea de utilizare, nu întotdeauna tot ce aici se oferă este și utilizat. Anul ăsta, cred că în decurs de 2-3 săptămâni o să introducem și o să oferim și posibilitatea pentru absolvenții de liceu care acumulează anumite certificate de competență la informatică să fie scutiți de examenul de BAC. Vrem să promovăm mai mult informatica în rândul elevilor și atunci, după modelul limbelor străine, o să poată să nu mai dea examenul nemijlocit dacă obțin niște certificări din timp. Se elaborează un șir întreg de sisteme digitale care credem noi că o să fie foarte utile pentru sistem în următoarea perioadă. S-a digitalizat introducerea datelor în sistemul vocațional tehnic, urmează să avem un sistem de admitere la universitate, urmează să avem un sistem de management universitar digitalizat, deci se fac pași în această direcție. Rămâne mult de lucru pe partea de dezvoltare a competențelor digitale și în rândul profesorilor, deși bineînțeles că pandemia cumva a grăbit acest proces și a fost și o mare provocare de altfel, dar mai este aici de lucru pe partea de competențe digitale. Noi am aprobat acum standarde noi, săptămâna trecută, le-am preluat pe cele din Uniunea Europeană, suntem la etapa în care facem curriculum și metodologie de evaluare ca să standardizăm, iarăși după modelul limbilor, de la nivelul A1 până la nivelul C2 și să fie o abordare unică la nivelul întregii țări. Astăzi, diversi donatori fac lucruri diferite, ca să le unificăm pe toate într-o paradigmă generală, o să mergem pe standardele clasice europene și deja pe actele subsecventelor. Dacă aș putea să fac o comparație cu domeniul din care fac eu parte acum și pe care îl cunoașteți și dumneavoastră foarte bine, acolo deci o problemă destul de enormă este doar digitalizarea sistemului de sănătate, dar interconexiunea care trebuie să se facă. Iată, în domeniul educației, cum stăm la acest capitol de interconexiune între diferite sisteme informaționale? Stăm mai bine pentru că sistemele sunt mai noi și făcute mai calitativ decât s-a întâmplat în medicină. În medicină a fost foarte multă corupție în acest domeniu. Și produsele care au fost livrate pe parcursul anilor au fost calitative și suntem într-o situație foarte dificilă. Având în vedere că am fost și președintea Comisiei Protecției Sociale și Sănătate și am încercat să facem anumite lucruri în ultimul an, cunosc destul de bine situația în medicină și acolo este mult mai complicată, mult mai scump și mult mai greu schimbat. Ok, colegi, dacă aveți întrebări la domnul ministru, vă rog frumos să ridicați mâna și să spuneți că vreau să întreb mâna sau asta, pentru că asta jumătate de oră avem la dispoziție pentru întrebări la cap. Ba, dacă nu vreau, puteți face anumite informații de presă. Mă găsesc din Carbora, eu un pic o să mă deplasez la întrebarea despre digitalizare și aș vrea să vă întreb câteva zile în urmă au apărut informații mai exact de iată direcției Ciocana, ajuns în poziția unui dat, că șeful direcției Ciocana ar fi delegat, ar fi cerut menținerea de instituții mai multe candidate și ținată la activitățile de partid uman. De cealaltă parte, șeful educației Chișinău a negat acest fapt. Voiam să vă întreb care este poziția în direcție. Și dacă vorbeați, ați făcut de ceva, întrebiți ceva în măsură. Deci mesajul nostru întotdeauna a fost că
nu există loc pentru politică în instituțiile de învățământ și îndemnul nostru și în contextul alegerilor locale care vin este toată lumea să abțină de la politizarea educației și utilizarea resurselor administrative. Acum direcțiile raionale fac ceea ce fac și trebuie să recunoaștem că în foarte multe raioane o să intensifice aceste eforturi de mobilizare a profesorilor și a directorilor pe ultima 100 de metri care sunt condamnabile. Pentru că nu asta este rolul educației și a sistemului educațional, dar el întotdeauna a fost utilizat și lucrul ăsta este regretabil și noi condamnăm asta. Acum, ceea ce ține de situația din Chișinău, eu am văzut acele mesaje transmise în chat-urile interne și pot să le confirm. Sarcina pentru Ciocana era 200 de persoane. Am văzut mesaje din partea directoarelor anumitor grădinițe care organizau dădacile, stea la cort. Eu sper că ele o să apară și publice, cred că până acum nu au fost făcute, că e nevoie de a edita tot și să nu expunem oamenii care le-au transmis, dar da, ele circulă și sunt bine cunoscuți și e situație regretabilă. Noi, de altfel, am și intenționat în privat anumiți reprezentanți ai direcției să se abțină de la a continua aceste încercări de a implica sistemul educațional în politică și în alegerile din Chișinău. Mai vrea cineva să întrebe? Bun, revin eu cu întrebări atunci. La 10 ani distanță de când ați plecat la Ministerul Educației, ce probleme prioritare, 3, 4 sau 5, puteți enumera în acest moment în ceea ce privește dezvoltarea sistemului de educație în Republica Moldova? Și au nevoie de rezolvare urgentă. Problemele sunt aceleași, care erau și 10 ani în urmă, când ar fi de straniu. Prima problemă ține de deficitul de cadre didactice și o să vreau să discutăm un pic despre asta, în special în a doua parte. Lucrurile sunt destul de alarmante și ele o să devină din ce în ce mai complicate, pentru că noi avem un corp didactic care îmbătrânește și noi totdeauna suntem foarte recunoscători pentru cei care rămân în sistem cu dăruire și acoperă acel deficit, dar lucrurile evident vor deveni pe parcursul anilor tot mai dificile dacă nu vom avea și un influx semnificativ de tineri, foarte semnificativ de tineri, respectiv cred că asta este principala provocare, pentru că indiferent de cât de multe table interactive noi nu am aduce și câte formări nu am face și ce tehnici noi de predare noi nu am avea, dacă nu o să avem cadre didactice, în primul rând de principiu să le avem, asta o să fie principala problemă. Deja dincolo de faptul că ar trebui să vină odihniti cu satisfacția financiară, morală, necesară ca spațiu să transmită energia potrivită în salele de clasă, ele pentru început trebuie acolo să fie și, din păcate, riscul ca să avem tot mai multe locuri vacante este mare. Și de asta este tare important să prioritizăm atragerea tinerilor specialiști. Noi am pornit aici câteva lucruri care sperăm să le ducem la bun sfârșit până la final de an și după anul viitor să revenim. Deci, în primul rând, vorbim despre indemnizația la încadrare la locul de muncă, majorarea ei de la 120 la 200 de mii de lei, vorbim despre majorarea burselor pentru studenții la pedagogie, ar urma să le dublăm până la final de an. Pe ambele aceste subiecte, acum elaborăm hotărârile de guvern și o să le transmitem în procesul de avizare cât de curând, urmând să fie aprobate cu siguranță până la final de an. În al doilea rând, din proiectul Băncii Mondiale de 40 de milioane de euro, acum, pentru că suntem la jumătatea proiectului și au fost făcute anumite economii, ne-am propus să alocăm circa 80 de milioane de lei pentru renovarea căminilor la pedagogie. O să identificăm, cel puțin, sper eu, să ne ajungă bani pentru mai multe, un cămin la Universitatea Pedagogică și un cămin la USM, pe care le-am și vizitat săptămâna trecută împreună cu reprezentantul Băncii Mondiale, pentru a le renova și a asigura și condiții mai bune de studiu. Discutăm despre cum putem îmbunătăți practica pedagogică. Aici era o opțiune de a implementa învățământul dual, asta ar însemna oamenii să-și învețe și să-și predea parcursul celor 3 ani de universitate. Altă opțiune pe care o discutăm este să creăm bază pentru stagii de practică. Asta ar însemna să identificăm, de exemplu, 50 de școli, care să fie școlile unde studenții își fac practica pedagogică, care beneficiază de un mentor, aflându-se pe toată perioada acolo, de anumite beneficii, și într-adevăr asigură o experiență de practică calitativă, pentru că nu doar la pedagogie, dar și la alte
specialități, nu întotdeauna practica dezvoltă acele competențe practice care ar trebui să o fac. Și asta este un alt element pe care îl discutăm. Bineînțeles că pe termen mediu, provocarea mare, și aici nu avem cifrele încă, dar le calculăm, este să-i reținem pe tineri în școală după cei 3 sau acum 5 ani de zile când expiră indemnizația. Indemnizația mai reprezintă un spor salarial în esență. În momentul în care el expiră, situația financiară se complică și atunci noi intuim că rata celor care rămân este mică, dar cifra exactă o calculăm. Și atunci ne gândim ce putem face mai departe. Acest spor salarial veți oferi odată această indemnizație pentru specialiști o singură dată sau se va conduce pe etapă, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în cazul? Deci acum ea se oferă așa cum se oferea și la medicină pe timp, în 3 tranși. În primul rând, noi o să o majorăm. În al doilea rând, ne gândim totuși să oferim și noi într-o singură tranșă, după modelul medicinii care a fost schimbat acum recent, ca la jumătate de an după ce tânărul specialist să se începe activitatea, să beneficieze de întreaga sumă ca să aibă un capital pentru a putea procura un apartament sau pentru a putea investi într-o mașină. Dar exact detaliile o să le prezentăm atunci când o să aprobăm hotărârea de guvern. Însă asta este direcția în care noi gândim. În paralel, noi am zis și o să ne ținem de lucrul ăsta, că o să introducem o medie de admitere la pedagogie. Asta vreau să vă întreb, pentru că asta era o problemă destul de mare în anii precedenți, când la pedagogie intrau cei mai slabi studenți. Deci cine nu intra în altă universitate, mergea la pedagogie și era acceptat. Acum, cum încercați să rezolvați această problemă? Pentru că ea este, într-adevăr, o problemă enormă în sistemul de educație, începând de la, de la preșcolar până și terminul cu câteva componente. În primul rând, media este foarte importantă. Ea, din principiu, se servească ca un prag. S-ar părea că este contraintuitiv în condițiile în care noi vrem să aducem mai mulți studenți în pedagogie, dar vrem să aducem și studenți calitativi. Respectiv, medii de admitere, burse mai mari, condiții mai bune în cămin și, în general, creșterea prestigiului pedagogiei în societate. O să încercăm să facem și lucruri simbolice, dar o să încercăm să găutăm și resurse pentru partea financiară și pentru alte beneficii care pot fi oferite, ca să contribuim la prestigiul educației în societate mai în ansamblu. Ori astăzi și datele noastre arată că există o reticență în rândul tinerilor de a veni în profesie, din diverse motive, inclusiv pentru că, pe bună dreptate, pe de-o parte, consideră că profesia este foarte complicată. Din discuțiile pe care le-am avut, mulți dintre ei nu ar vrea să fie în ipostaza de a preda colegilor de clasă, știind ce se întâmplă în sala de clasă, și o văd ca pe o mare provocare să lucreze cu tinerii de astăzi. Aspectele salariale nu sunt puțin importante. Și pe toate astea trebuie de intervenit ca să schimbăm, într-adevăr, prestigiul și aprecierea pentru educație. Pentru că, dincolo de aspectul financiar, contează mult atitudinea care există în societate față de profesie sau altă, când vorbim de atractivitatea ei. Dar revenind la atragerea tinerilor specialiști în teritorii, da? În sate, în raioane, unde noi avem o problemă destul de mare, cel puțin, dacă iarăși revin la acea comparație cu medicina, aceste indemnizații, chiar și unice care se dau, nu sunt sunt doar o parte a soluției pentru a atrage acești tineri acolo. Cel puțin studiile arată că oamenii nu au nevoie doar de asta și doar de salarii, au nevoie de mult mai multe lucruri. Infrastructură, au nevoie de recreere, trebuie să știe că copiilor merg la școală de calitate, la grădiniță de calitate, etc. Din perspectiva asta, ce putem să le oferim noi acestor tineri care ar vrea să meargă în teritorii să lucreze, dar în același timp și să se dezvolte acolo, nu să rămână în porcuriți în trecut? Sunt proces general de dezvoltare care trebuie să aibă loc. Viteza cu care el se produc corelează direct cu viteza cu care o să ne integrăm în european. Necesitățile de finanțare pentru a putea face un salt calitativ al nivelului de trai în afara Chișinăului sunt enorme
și ele niciodată nu pot să fie acoperite din bugetul de stat într-un orizont realist. De asta, deschiderea negocierilor, accesarea fondurilor preaderare, obiectiv vorbind, cred că este unica șansă pentru a reuși să modernizăm în termeni suficient de rapizi tot ceea ce înseamnă mediul rural și urban în afara Chișinăului. Injecția de capital care ar fi necesară este enormă pentru a putea să transformi o localitate rurală sau chiar și un centru raional deseori la un standard la care se așteaptă tinerii astăzi. Respectiv, obiectiv vorbind, depindem foarte mult de viteza cu care să putem să accesăm fonduri de preaderare ca să putem să vedem centri urbane în afara Chișinăului apropiate ca și nivel de calitate a studiilor, medicină, infrastructură, transport de un oraș mic european. Banii care se dau pentru sănătate, cel puțin din datele pe care le spun eu, deci pentru 2023 s-au alocat 3,8 miliarde de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 6%. Pentru sănătate? Pentru... pentru educație, cer scuze. Mai mult în domeniul sănătății, trag mai mult la el. Deci ceea ce înseamnă aproximativ 6% din produsul intern brut. Pe de altă parte, legea educației arată că ar trebui cel puțin 7% să se investească în domeniul educației ca să obținem măcar un salt mic. Cifrele sunt 17 miliarde de buget pentru educație. 17 și 8. Acela este bugetul Ministerului Educației, doar fără școli, grădinițe. Respectiv, noi astăzi suntem undeva la 5,8 din PIB, inclusiv asta este un aspect care am vrut să-l discutăm un pic mai târziu. Media europeană este 4,8. România cheltuie 3,2 din PIB pentru educație. Unicele țări care ajung la 7% sunt Islanda, Finlanda cheltuie 5,7, deci cheltuie mai puțin decât noi pentru educație. Acum, pe de o parte, noi avem, exact, e complicat să comparăm în condițiile când noi suntem o țară cu un nivel de dezvoltare mai jos. Respectiv, să ne raportăm la media europeană și să vrem să fim peste, este o provocare. Noi suntem acum mult peste, am fost și mai mult peste, iar când vorbim de învățământ în general, lucrurile sunt și mai interesante. Noi cheltuim ineficient ceea ce avem. Asta este problema principală legată de finanțare. Da, noi cred că putem să căutăm resurse, să creștem această pondere, dar trebuie să înțelegem că suntem într-o situație unde noi resursele pe care le avem nu le folosim la maxima lor utilitate și avem țări care cheltuie mai puțin raportat la PIB și reușesc competențe mai înalte decât facem noi. Și cred că trebuie să ne comparăm cu țări care sunt de dimensiunea Republicii Moldova sau cel puțin au avut un parcurs istoric apropiat de noi și încă o dată menționam, România cheltuie 3,2, noi cheltuim 5,8. Lituania consideră cum că este subfinanțată în domeniul respectiv. Lituania e 4,8, Letonia e 5,8, Estonia e 5,9 și ori peste. Grecia e 4,1. Deci noi stăm mult peste media europeană. Da, România, bineînțeles că erau și ei problemele lor de subfinanțare și o să crească acum după ce a fost decizia de a majora salariile, dar noi trebuie să privim, trebuie să înțelegem contextul. Deci noi nu stăm rău când vorbim generic despre finanțare, stăm prost atunci când vorbim despre utilizarea resurselor pe care le alocăm și maximizarea utilizării lor. Ori a mai da un plus înseamnă a lua de la sănătate, înseamnă a lua de la social și trebuie să există un anumit echilibru. Și în condițiile actuale mai reinvestim din creșterea economică înapoi în educație, dar trebuie să discutăm despre cum facem mai bine, cum folosim mai bine ceea ce avem astăzi. Deci cheltuim ineficient. Ce ar însemna? De ce cheltuim în educație ineficient? Cheltuim pe rețea, în primul rând, ineficient. În primul rând, pe rețea. Învățământul general este, din punctul ăsta de vedere,
mult peste media europeană și este o consecință a modului în care este organizată rețeaua astăzi la noi. Și asta face foarte complicat să avem majorări salariale din nivelul așteptărilor și care s-ar ridica la ceea ce merită pedagogii noștri. Și atunci această discuție trebuie de principiu să aibă loc într-o manieră foarte liniștită, calmă, rațională, uitându-ne pe cifre și pe date și să vedem cum putem să evităm situații unde avem instituții de învățământ cu 6 copii la o distanță de 5 km de alte instituții de învățământ. Asta, bineînțeles, că nu contribuie la salarii mai mari și, cel mai important, nu contribuie la calitate mai bună a studiilor, pentru că, până la urmă, asta trebuie să urmărim cu toții, să oferim educație de calitate și în instituții de învățământ foarte, foarte mici, și noi avem multe din astea, este greu să asigur calitate, pentru că, de regulă, numărul mic de copii corelează cu lipsa de pedagogi, corelează cu infrastructură proastă și nu de puține ori, în imediata vecinătate, este o instituție de învățământ unde există aceste facilități și unde copiii ar beneficia de o șansă mai mare să meargă la facultate, să capete ulterior o profesie, să se integreze pe deplin în societate și să realizeze potențialul pe care îl au. Dacă rămânem pe domeniul universităților, deci noastră ați pomenit mai devreme despre cei care vor să urmă pedagogie, dacă vreți să îmbunătățiți calitatea studiilor în acest domeniu și să faceți profesia asta una respectabilă, vreau să vă întreb în ultimii ani s-a fost o scădere destul de esențială a numărului de studenți în general în universitățile din Republica Moldova. Care este problema principală și cum încercăm noi, iată, să reducem, pentru că auzim tot mai mulți tineri că pleacă în străinătate să învețe și acolo rămân, din păcate. Două elemente, e declinul demografic natural și emigrația, bineînțeles, mai mult ca atât, având un sistem educațional de învățământ general relativ competitiv la nivel regional, foarte mulți tineri care vorbesc o limbă străină, care pot găsi și sunt foarte multe oportunități de a învăța psihotare și aleg să o facă, și o lipsă a atractivității sistemului nostru de învățământ superior, care, bineînțeles, nu neapărat întotdeauna încurajează studenții să rămână. Sunt câteva, aș zice eu, schimbări notabile aici, chiar și din discuțiile pe care le-am avut recent cu echipa care o să ne reprezinte la Singapore, la Olimpiada de Robotică, se schimbă încet percepția față de Universității din Republica Moldova. Vorbeam în special de Universitatea Tehnică, dar nu doar. Acum această noile licențe la profesiile viitorului dau mai mare încredere unor absolvenți în tot ceea ce înseamnă calitatea studiilor aici acasă și, de exemplu, am văzut că la game design, la animație, numărul celor care vin la contract este de 4 ori mai mare decât locuri de care au fost oferite la buget și ce înseamnă că sunt specialități atractive și există acest proces de schimbare. Dar în același timp mai este aici mult de lucru, este un bagaj care s-a acumulat istoric, o reputație care s-a acumulat și care trebuie schimbată. Universitățile trebuie să treacă printr-un proces de modernizare și ele, la rândul lor, trebuie să facă mai bun uz de resursele pe care le au. Asta a fost un element a reformei începute anul trecut, acea amalgamare, fuzionare, în vederea eliberării resurselor și reinvestirii lor în universități. În paralel, Ministerul împreună cu Banca Mondială până în 2025 urmează să valorifice 800 de milioane de lei pentru modernizarea universităților, asta și echipamente, și dotări, și renovarea aulelor, acum o să fie astea 80 de milioane pentru cămine. Schimb de experiență? Schimb mai mult revizuirea curriculumului, standardele de calificare, o mai bună corelare cu piața muncii, digitalizare. 800 de milioane de lei, asta este cam bugetul pentru învățământul superior pe anul întreg. Și asta este o infuzie adițională, echivalentă cu resursele disponibile în mod normal pe un întreg an pentru tot sistemul. Deci e o sumă considerabilă și o să mai căutăm posibilități de a investi adițional. Aici e nevoie de investiții, trebuie să recunoaștem, nu a fost un element al sistemului care se bucure de investiții în ultimii 10 ani de zile. A existat acea explozia numărului de studenți care poate a făcut mediul universitar un pic prea
nu știu dacă pasiv, dar prea puțin îngrijorat de calitate și toate celelalte. Iar acum, când numărul studenților este în descreștere, bineînțeles că toate problemele nerezolvate se acumulează și se suprapun. Dar soluția este investiție, integritate, o mai bună acordare a specialităților la piața muncii și, nu în ultimul rând, am zis-o, atragerea studenților străini, asta s-ar putea să fie unica soluție pe termen mediu care să asigure resursele financiare necesare pentru ca sistemul să poată totuși să continue în forma actuală. Ori noi avem aici un potențial care trebuie să-l valorificăm. Avem specialități bune, important este să putem să le predăm în engleză și important este să putem să vindem aceste servicii psihotare. Universitățile care mai de mult s-au pregătit pentru acest proces astăzi au mare succes, aici mă refer la Universitatea de Medicină, care 20 de ani în urmă înțeles că studenții străini sunt acea sursă de venit care poate asigura modernizarea universității. Toți profesorii la medicină au cel puțin nivelul B2 C1 de limba engleză. Acum, din ultimele discuții, ei investesc mult în studierea limbii franceză, planifică să exploreze și piața de potențiali studenți vorbitori de limba franceză, începând cu Tunisia. Au o filieră francofonă foarte puternică la facultate. Celelalte universități n-au fost neapărat la fel de vizionare la timpul lor și acum au de recuperat. Noi, în metodologia nouă de finanțare pe care am aprobat-o, le-am pus niște criterii de performanță pe partea asta, deci ca să le încurajăm să atragă atenție sporită studenților străini, să primească mai mulți bani cei care au mai mulți studenți străini, cei care au mai mulți profesori care vorbesc o limbă internațională, cei care au mai mulți specialități. Anume, în ideea de a-i stimula și de a-i încuraja, plus suntem în proces de discuții cu parteneri internaționali să construim un brand de țară, poate după modelul Wine of Moldova sau industria textilă sau deci ceea ce a reușit să facă USAID-ul pe parcursul anilor cu proiectul pentru competitivitate, să identifice anumite industrii sau iubesc Moldova din aceeași categorie și să putem să vindem serviciile noastre pe piețele unde suntem competitivi. Clar că nu suntem competitivi în Uniunea Europeană, dar sunt piețe unde suntem competitivi. Inginerie, IT pentru studenți din India. Dacă vin la noi la medicină, cred că ar veni și la inginerie, dacă am putea să oferim cursurile alea în engleză. Da, de altă parte, e bine că să avem și studenți străini în universitățile, toate universitățile noastre bune. Pe de altă parte, aveți date câți dintre cei care, moldoveni care pleacă în străinătate să învețe, se întorc în Republica Moldova ca să valorifice studiile care le-au obținut peste pătare? Nu cred că are cineva aceste date. Nu în ultimul rând, pentru că multă lume pleacă cu pașaparte românești și atunci, în general, statistica e complicată. O parte se întorc, mai puțin decât ar trebui, sau mai puțin decât ne-am dorit noi, mai bine zis. Acum, lucrurile trebuie să întâmple în paralel. Pe măsură ce se investească în universități, o să crească și atractivitatea pentru studenții noștri din Republica Moldova. Dar trebuie să înțelegem că tendințele au o inerție foarte mare. Și este complicat pe termen scurt și chiar și pe termen mediu să le anulez și să le inversez. Respectiv, investiția astăzi într-un cămin, într-o aulă, în salarizarea în învățământ superior, care trebuie să întâmple, bineînțeles, și aici anumit parte de salarizare, o să vrem să punem accent începând cu 2024 pentru învățământ superior, ea o să dea rezultate, dar ea nu o să dea rezultate nici mâine, nici poimâine, ea s-ar putea să dea rezultate în 3-4 ani de zile, pentru că atunci efectul o să fie cumulativ. De aia trebuie făcut și lucrul ăsta, trebuie căutat și opțiunea de a identifica studenți străini și a deveni mai competitiv și pe partea asta. Și, în general, trebuie să fim conștienți că țara este într-un declin demografic și declinul demografic, iarăși, are tendința să aibă o inerție enormă. Și aici vorbeam și anterior cu niște colegi demografi, pentru a putea să facem o schimbare reală, e nevoie de resurse enorme care pot fi accesate doar prin apropierea noastră de Uniunea Europeană. Noi, de fapt, am depășit chiar timpul, dar eu zic că mai putem cât vreo 15 minute discuta și face din asta și materiale. Ceva pe mine interesant. Da. Aveți eu am o întrebare, dar dacă sunt colegi care vor în anumite materiale de presă, am imediat, cum
nicio problemă. Haideți, spuneți până dumneavoastră. Ce vă rog să vă prezentați de unde sunteți. Da. Ambii, da? Avem voci mai puțin sonore. Bună ziua, eu sunt Vitoria Coroman, sunt jurnalistă la Europa Liberă și întrebarea pe care vreau să o pun eu legată de formarea inițială și continuă a profesorilor, dar simt nevoia să pun într-un context mai larg. Mai mult timp, în afară de profesor jurnalist, am fost și facilitatoare pentru tot felul de formări, mai ales pe partea asta de soft skills, cu abilități de comunicare și așa, cu profesori, am lucrat foarte mult cu profesori, în programe inițiate de ONG-uri din Moldova. Și ceea ce am văzut de-a lungul anilor se pierde aceeași chestie, indiferent că vorbești cu profesori de la nord, de la sud, manager sau așa, colegii din proiecte lucrau și cu educatori și iarăși aceleași probleme. Deci e o lipsă sau o lipsă acută de cunoștințe și abilități în domeniul psihologic sau ceea ce ar trebui să știe un pedagog. Pedagog, sigur, pedagog nu este psiholog, dar are nevoie de niște cunoștințe și abilități practice ca să poată comunica, să poată cu copiii, să poată gestiona conflicte. Nu mai spun deja de cazurile numite dificile, care sunt cazuri care nu sunt deloc dificile, dar sunt de stat etichetate și considerate dificile, pentru că oamenii nu știu cum să abordeze aceste probleme. Și atunci când vin aceste traininguri, care sunt și ele așa o picătură mare, pentru că OG-urile atâta pot să obțină finanțări de la parteneri și așa, ei sunt dornici, setoși, chiar dacă nu sunt aduși parcă din direcția școlii sau din direcția educației, cu forța la aceste traininguri, descoperă că e foarte interesant și ei singuri spun că au nevoie. Și spun că formarea lor din facultate nu le-a dat aceste cunoștințe și abilități practice. Pentru că un curs, un semestru de jumătate de an la facultate de psihopedagogie nu rezolvă problema. Alte chestii pe care am auzit, au zis, cam aceleași informații au fost și la formarea continuă la care am fost, dar acolo a fost așa un PowerPoint, o prezentare și n-am înțeles nimic. Am recunoscut cumva informația așa, dar aici am înțeles cumva mai practic. Dar iarăși, trainerii, că faci online, că faci offline, tu nu reușești pentru că e aproape că e nevoie de un soi de terapie de grup pentru acești pedagogi, pentru că ei au nevoie să-și analizeze propriile lor convingeri, stereotipice de foarte multe ori, care nu au treabă cu realitatea. Înainte de a înțelege o nouă paradigmă în educație, bazată pe studii de neurologie, psihologie, la care, slavă Domnului, avem astăzi acces. ONG-urile din Moldova dezvoltă astfel de programe cu capacitățile pe care le au ei. Sunt și niște specialiști în Moldova, psihologi, care pot face lucrurile astea aplicat și foarte adică cu efect practic. Și întrebarea mea este dacă se preconizează o reformare, o schimbare în acest sens la nivelul facultăților pedagogice, în formarea continuă. Și aici iarăși mă întreb nu doar despre bifarea, că punem în program să existe aceste lucruri, dar despre cum se vor face aceste lucruri, aceste formări, dacă se vor face și cum se vor face. Și dacă există o deschidere pentru a lua acest know-how de la ONG-uri, aceste programe toate cred că ar trebui pus cap la cap, de văzut ce se repetă, ce mai trebuie de completat, da? Pentru că toate ONG-urile se plâng de faptul că atunci când după ce implementează un astfel de program și se duc la minister și zic luați hățurile în mâini, preluați know-how, implementați la nivel de sistem, noi am făcut asta în 10 școli sau în 20 școli, faceți mai departe. Toți se plâng de faptul că e o comunicare ca nuca de perete. Și vedeți, problema e complexă, din atâtea părți. Poate n-ați fost unde trebuie cu training-urile, trebuia de la minister să începeți mai întâi să învățați. Da, bine, eu am fost facilitată, trebuiați la începurile, da. Poate. Facem deseori multe lucruri răzlețite, sporadice, fără sustenabilitate. Este și partea asta care tot nu e puțin important și fără puțin, întotdeauna cu multă coordonare. Acum, ceea ce o să facem noi mâine o să lansăm un program de formare continuă în care o să invităm școlile să înscrie. O să fie un curs de formare în școală pentru întreaga comunitate, pentru că am considerat că formările continue făcute la Chișinău cu un profesor din 10 instituții nu funcționează, că el se întoarce înapoi în instituții și nu există masa critică care să fie trecut printr-o experiență similară. Și atunci o să facem un program pilot pentru 50 de școli care o să aplice, cumva directorul trebuie să zică că da, noi de principiu vrem să trecem prin această experiență de schimbare.
O să fie 75 de ore de contact direct în instituții de învățământ, o să fie pe reziliență emoțională, managementul conflictelor, stare de bine și exact ideea asta de terapie de grup. Acum o să vedem dacă reușim să ajungem efectiv la terapie de grup și consiliere, foarte complicat, dar din toate sondajele, chestionarele care le-am făcut, care le-am discutat cu centrul de formare continuă, asta pare să fie necesitatea principală. Gestionarea conflictelor, emoțiile, arderea profesională, lucru cu copiii, cu CES. Și asta o să fie componentele de bază din acest program. Acum noi ne gândeam chiar să facem un fel de studiu, un baseline study, să vedem înainte de implementarea programului niște indicatori în instituții și să evaluăm la final, după 4 luni de zile, dacă se schimbă ceva ca urmare a acestei infuzii de formare continuă. Așteptarea este că o bună parte din formatori o să fie cu profil psihologic anume, pentru că așa sunt și subiectele. Și dacă o să meargă bine, ne costă 6 milioane de lei chestia asta, nu asta. Dacă o să meargă bine, să extindem anul viitor la un număr mai mare. Ar trebui să reușim să cuprindem vreo 2.500-3.000 de cadre didactice acum la prima iterație și anul viitor să scalăm și inclusiv donatorii să-i mobilizăm sub o asemenea abordare. Ceea ce îmi place ca abordare e că facem în școală, nu vine lumea undeva, că facem pentru mulți și că facem pornind de la necesitățile lor și anume în direcția asta mai soft, mai puțin de disciplină. Respectiv, să vedem care o să fie rezultatele. 2.500-3.000 de profesori, ăsta e cam 10% din toți, nu-i puțin și o să ne fie și nou mai clar. Plus, crearea acestui Institut Național de Educație și Leadership și acele rețele de mentori despre care noi vorbeam. Rețeaua asta de mentori ar trebui să fie, în esență, un instrument prin care să putem și noi, și societatea civilă, să diseminăm anumite bune practici, plus să evaluăm dacă ele, într-adevăr, se întâmplă la nivel în fiecare instituție sau nu. Într-o variantă ideală, poate foarte optimist, ei ar trebui să fie și agența ai schimbării în interiorul instituției de unde vin. Pentru că ei o să fie salarizați adițional, ei o să aibă rolul de a susține tinerii specialiști, plus de a disemina anumite abordări noi în instituția lor. Nu cred că o să întâmple peste tot cu același succes, dar e mai bine să ai o asemenea cumva structură implantată în sistem prin care să poți ceva să faci, decât ea să nu există. Iar partea de formare, aici suntem și e important, cred eu, Ministerul să centralizeze un pic ce vrea să obțină. Pentru că până acum, ori profesorii plăteau singuri, ori plăteau instituțiile, ceea ce puteau și permite mai mult instituțiile mari. Desori, directorii de școală, în general, erau reticenți să trimită profesorii la formări, pentru că asta însemna că ei obțineau grade didactice înseamnă profesori mai scumpi, înseamnă mai puțin bani. Noi mai puțin bani pentru restul, pentru că salariul e mai mare, respectiv. Și atunci noi acum, în formula de finanțare per elev, am scos în afară finanțarea pentru gradele didactice și respectiv școlile unde ponderea profesorilor cu grade didactice este mai mare, o să primească mai multe resurse. Deci o să dispară acest cerc vicios unde directorul nu vrea pentru că primește mai puțin. Deci el o să primească mai mult acum dacă are mai multe grade didactice formate. Dar din principiu, până acum, sistemul era totalmente descentralizat. Deci toată lumea așa alegea ce vor ei, mergea unde vreau ei și nivelul de calitate poate nu întotdeauna putea fi asigurat. Acum când, sper eu, să reușim mult mai mult să finanțăm din bugetul de stat formările, să avem și mai mult control asupra conținutului formatorilor și calității acestor formări. Dar ce formare ele sunt mult mai puține acum și asta a fost un proces de curățire, mult așteptat și mult necesar. O parte a fost absorbită de către Universitatea Creangă și acolo s-a întâmplat un lucru bun. S-a creat un centru pentru formare și leadership mai progresiv, cu formatori mai aproape de ceea ce am vrea noi să vedem. Și asta nu poate să nu bucure. Iar unele instituții care tradițional erau văzute ca și corupte și formale în ceea ce se întâmplă au dispărut. Dar centrul de care spuneați că se deschide un centru pentru... Institutul Național pentru Educație și Leadership? Da, el va fi complementar?
Da. Deci rolul lui o să fie să gestioneze rețeaua de mentori, să formeze oamenii ăștia, să identifice, să-i formeze, să-i salarizeze, să țină relația cu ei, prin ei să identifice nevoile de formare continuă și cred că ceea ce noi am vrea să procurăm ulterior, deja de la Universitatea Pedagogică, de la USM, de la alte centre de formare, de la ONG-uri, cursuri pornind de la necesitățile identificate în școală, plus mentorii, iarăși, într-o viziune optimistă, foarte optimistă, ar trebui încă și spațiu să se evalueze dacă la clasă ceva s-a schimbat, după formările la care au referit pedagogii. Da, dar ca viziune, evident, e direcția corectă. Acum, partea de implementare într-un sistem de 30.000 de cadre didactice nu o să se întâmple tot peste noapte perfect, dar cred că este, direcția este corectă și trebuie să mergem anume acolo. Dar programul ăsta care spuneați în școală, el ar pregătea și după formare, propriu-zis, nu știu, un fel de coaching la cerere pentru profesori când se întâlnesc cu o situație concretă, de exemplu, să există un coach la care să poată apela pentru... Că atunci ar trebui să se aplice în practică ceea ce a învățat în cele 4 luni, să poată vedea cum funcționează în situații mai concrete. Nu cred că o să putem să finanțăm în relații pe termen mai lung. Cred că în interiorul acelor 4 luni o să trebuiască să discute situațiile pe care le au, să le proceseze și să creeze o comunitate. Acum noi sperăm că programul să funcționeze în versiunea unde, de exemplu, Universitatea Creangă o să adopte în esență 20 de școli. Pentru că noi vrem să avem aceiași formatori care pe o perioadă lungă lucrează cu școală și să creeze niște relații personale. În primul rând pentru formatori să fie interesant să vadă dacă schimbă ceva, că noi ai fost, pe exemplu, 2 ore ai format pe cineva, dar tu ai relații de 4 luni cu niște oameni. Și speranța este că acea relație, inclusiv personală, informal, o să creeze legăturile necesare, că se transforme în esență într-o relație de mentorat. Dar e o chestie pilot, noi n-am mai avut la așa scară, așa abordări, o să vedem cum o să meargă și o să ne permite anul viitor să îmbunătățim dacă anumite componente nu o să fie suficiente. Vineri o să lansăm chestiunea asta. Da, vreau să vă întreb pe finalul offline-ului online ce vă propun, cu ce ați vrea să plecați dumneavoastră din funcție la finalizarea acestui mandat, pentru că totuși l-ați preluat la jumătate de termen practic și bineînțeles că nu știți dacă în viitorul guvern sau după alegerile parlamentare veți mai reveni în această funcție. Ce ați vrea să faceți și să rămâneți în memoria instituției și în memoria presii și în memoria profesorilor, în mod special. Trebuie să reușim să avem un sistem unde cadrele didactice sunt bine salarizate și asigură și fac calitate la clasă, au timpul, spațiu necesar, spațiu să facă educație de calitate. Și avem și o creștere a rezultatelor în învățământul general în rândul elevilor, semnificativă la examen de PISA până oară. Pe învățământ superior se dispară ceea ce înseamnă plățile informale, să avem universități curate 100%, să avem mai mulți studenți străini și să avem mai mulți absolvenți buni de liceu care aleg să învețe în Republica Moldova. Mulțumesc! Da, vă rog! Mă gândesc că Natalia Lindic, vă sunt editorul portalului Economic Business Papers și vă pun o întrebare în limbaje. Mie, aici, mă interesuie economica, ideile. Последние встречи офлайн с замминистром экономики, с Апентином, но очень много говорили о производительности. И она сказала, что в Молдове очень низкая производительность. И что это, в первую очередь, зависит от образования. В первую очередь, от курикулума, который есть в школе, от того, какого они содержания, чему учат детей еще и в школе, не только в университете. Она приводила пример, как ее сын учит в Дании и как его учат в математике, что они учат сложные проценты, как высчитывать процент по кредитам, а по физике они создают какие-то модели и потом учат продавать. Все это способствует тому, что люди в Дании
приходят на работу и гораздо больше умеют делать и успевают работать. У меня такой вопрос. Когда в Молдове начнут менять курикулум, заложены ли на это деньги? Потому что если мы это не изменим, наша экономика останется такой же слабой и, в общем-то, будет расти на 4-5%. И второй вопрос сразу же. На одном из мероприятий посол Швеции в Молдове, она рассказывала о том, что Швеция достигла роста благодаря тому, что они очень много денег вложили в науку и исследования. И на этом было развито очень много производств и всяких технологий. И она вышла, стала одной из таких сильных. Когда я задала вопрос госпоже Петин, она сказала, что ну вот сейчас у нас новый энергичный министр образования, который должен убедить Министерство экономики и Министерство финансов выделить деньги на это. Готовы ли вы к этому и согласны ли вы с мнением посла Швеции? Изолария – он и сингур фактор для крещера продуктивитации, парки и фартина științифика благодаря. Contează cu siguranță și asta și nivelul de pregătire și competențele care noi le formăm, în special în învățământul superior, pentru că eu vreau, noi nici nu cădem în cealaltă extremă în care să considerăm că sistemul nostru, în special de învățământ general, este prost. El este comparabil cu sistemele de învățământ general din țări de apropiate. Noi suntem la nivelul României după rezultativitate, Bulgarii, deci nu... Nu suntem estonieni sau finlandiași, dar avem un sistem educațional care produce competență. Deși sunt multe lucruri care pot fi îmbunătățite. Pur și simplu, e important să vedem și lucrurile bune. Acum, productivitatea depinde și de capital, și de tehnologie, și de multe altele, nu doar de forța de muncă, deși și asta este important. Când o să revizuim curriculumul, curriculumul a fost revizuit în 2019. Deci noi, de principiu, putem să redeschidem această discuție, de exemplu, anul viitor, dar procesul de revizire curriculară, el are o finalitate care se numește editarea manualelor școlare, inclusiv, pentru că trebuie să existe o corelație. Acum, noi nici măcar pentru curriculumul revizuit în 2019 n-am terminat procesul de editare a manualelor școlare. Noi de-abia anul viitor o să-l terminăm. Noi anul ăsta am editat 43 de titluri, anul viitor vreo 67 și ar trebui încă în 2025, încă 15 titluri să facem. Poate reușim să grăbim. Noi avem în clasele de liceu manuale de 11-12 ani vechime. Și nu puțin. De asta trebuie să ne grăbim încet. Și aici, pe partea de revizire curriculară, să discutăm, să rezolvăm, sau să începem să rezolvăm niște probleme fundamentale de administrare a sistemului, pe care să redeschidem discuția cu curriculum și ea trebuie să fie una tare profesionistă și tare atentă. Pentru că modul ce s-a făcut și s-a întâmplat anterior, la ultima revizuire, a fost foarte rapid, formal, s-a dorit simplificarea. Simplificarea deseori a dus la faptul că s-a scos ore de studiu, de exemplu, de la 10 la 11 și toți absolut s-au transferat pe clasa 12 și copiii sunt în situația în care, da, mai puține ore au la 10 la 11, dar ajung în an de liceu, de examen, la BAC și volumul e enorm. Pentru că asta nu se face repede, trebuie competență, cred că și de psihotare și un proces profund. Care trebuie început anul viitor sau peste un an de zile, foarte gradual, pe măsură ce edităm manualele pentru precedent curriculum. Când noi să revizim mereu de curriculum, înainte de să avem manualele pentru precedent curriculum. Deci, în mod normal, dacă în 2019 a fost revizarea curriculară, în 2020 trebuia să fie și manual, în 2021 cel târziu. Noi avem întârziere de 4 ani pe partea asta. Dacă aceiași oameni sunt prieteni la revizuire, cred că o să fie o mare schimbare de paradigmă de gândire în acea curiculă. Dar cum a spus cineva tot din pedagogie, zice că da, la noi revizuirea asta și că sunt niște părere de colo-colo, cam asta toată revizuirea. La noi, în curiculul național, scrie foarte frumos pe prima pagină, pentru că mi-a spus tot profesorii cu jocul adus de drumul european, care sunt efectivele noastre de învățare și tot sunt minunat.
școli care au învățare bazată pe competență și când te duci în fiecare, la fiecare materie și te uiți, acolo nici măcar nu-și formulată ca competență. Să cunoști structura sistemului digestiv, asta nu e competență. Da, așa scrie specialiștii în educație, așa au scris în curriculum. Toți învață biologie în Moldova și nu învață biologie în Moldova. Lucrurile... Așa. Înțelegeți, lucrurile oricum sunt mai, cred că sunt mai complicate decât atât. Eu am învățat într-o școală unde noi nu aveam nici manuale și nici curriculum, cred că profesorii mei nu aveau și totul funcționa pentru că erau profesori foarte, foarte buni, foarte bine pregătiți, care aveau nivelul de o lume interioară suficient de bogată și așa și competențe care le permiteau să facă lucruri din mers, fără să trebuiască să existe niște rigori stricte și instrucțiuni clare din partea cuiva. De asta lucrurile cumva și asta nu este puțin important. Curriculumul e foarte important, el descrie niște lucruri, dar există suficient spațiu și în contextul curriculumului actual de a face altfel, de a preda diferit, de a face mai bine, dar asta ține mult și de aspecte administrative, pentru că atunci când tu ai oameni care, din necesitatea de a avea un salariu decent, lucrează 27 de ore în loc de 18, n-au timp suficient să-și revină și asta oricum e un proces care te consumă, e inevitabil lucru cu oamenii, fie că copii sau cu adulții. Asta duce și la degradarea calității predării inevitabile. Adică, cumva, aspectul administrativ el influențează imediat și calitatea predării, ceea ce se întâmplă la clasă. Ok, hai să facem așa, pentru că la 16 minute le-am depășit, am ajuns la ora 5. Zic să trecem la partea offline și off the record. Da, când domnul ministru se poate să spună mai multe subtilități din domeniul pe care îl conduce și noi vom înțelege foarte mai bine cum stau lucrurile cu adevărat. Bun, eu am pregătit niște... Deci astea sunt deja informații care nu vor apărea în Da, bine, noi oricum...